Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru joi, așa cum v-am spus, eu miercuri o să fiu toată ziua plecată. Da, o să mă rog filmarea. Acum o fac marți seara, înainte să plec cu trenul, o să o încarc, o să o programez, o să apar. În caz de apare în premieră, nu știu încă m-am hotărât dacă o pun în premieră. Asta înseamnă că. Nu puteți să mergeți direct la zodie cât este filmarea în premieră după ce se termină premiera live-ul în ghilimele spus da? sau mă rog, live, cum vreți voi să spuneți, nu e live, e în premieră, adică apare ca o emisiune, ca să spun așa, și vă notifică pe cei mai mulți dintre voi, vă reamintește dacă începe acolo o emisiune, cum s-ar spune tarotul zilnic pe Zodii. Deci nu puteți să dați click pe Zodii, așteptați să, să, se termine premiera și apoi dați click pe titlu și găsiți capitolele și apoi o să meargă Zodiile. Bun, dragilor, astăzi o să avem un format ușor diferit, e tot pe Zodii, nu, nu e altfel, da? Uh, dar am avut așa un moment, vreau să am vrut să introduc un element de noutate. O să vedem, nu știu dacă o să fac așa mereu, dacă o să vă placă, vă aștept, vă aștept cu drag în comentarii acolo să-mi spuneți. Bun, ziua de 13, da? joi 13, joi ziua lui Jupiter, Jupiter marele benefic, este în pești, totul rost, totul frumos. Asta înseamnă că e un moment de vindecare pentru cei mai mulți dintre noi, dar cu moartea aici m-aș gândi că ceva se încheie. E un moment de încheiere, un moment de eliberare, poate chiar un moment în care aflăm un verdict care vizează zona justiției, care vizează zona actelor, zona birocratică și pentru cei mai mulți dintre noi, parcă e un moment de clarificări, să știți, parcă în sfârșit ni se clarifică ceva. Se produce o transformare profundă care poate avea legătură chiar și cu o dreptate divină. Până la urmă, Jupiter, Marele Benefic, poate să acolo multă vindecare. E ca și cum se taie răul de la rădăcină, se termine ceva într-un mod natural. o zi în care aflăm de finaluri, o zi în care uh, lucrurile încep să se termine în mintea, va, în, în mintea noastră, în inima noastră. Aflăm că ceva o să se termine în data X, data Y. Justiția, așa cum spuneam, este energia generală pentru ziua de joi, adică toate numerele astea adunate dau justiția, dau 11. Și atunci un moment în care parcă se echilibrează balanța, un moment în care se face dreptate, un moment în care lucrurile capătă o cu totul și cu totul altă formă. În sfârșit aflăm că ceva se face într-un mod echitabil, într-un mod frumos. Mesajul este să fim impecabili în tot ceea ce spunem. Acum, joi, chiar e nevoie să fim impecabili în tot ceea ce spunem. Mercuri intră în retrogradare, teoretic de pe 14, practic de pe 13, deja simțim. Și e un moment în care e vine să descătușăm puterea cuvintelor noastre, e un moment în care e bine să ne dăm seama ce importanță au cuvintele noastre. Mai ales puse din inimă, și anume că pot crea ceva sau pot distruge ceva. Cuvintele tale întruchipează puterea ta creatoare este un dar primit direct de la Dumnezeu. Da, uneori prin cuvintele noastre putem să creiem tot felul de lucruri, mai ales în ziua de joi, iarăși culoarea verde este este o culoare a iubirii, este o culoare a dăruirii. Este culoarea ceacrei patru pentru cunoscători ceacra inimii. Bun. Și acestea fiind spuse, dacă nu, mă rog, dacă e filmarea în premieră, repet, nu dați click pe titlu că nu o să găsiți capitolele. Dacă e filmarea normal postată, nu știu când m-am hotărât cum o postez, dați click pe titlu și mai jos găsiți capitolele pentru fiecare zodie în parte. Da? Aveți introducerea, apoi aveți Berbec, ianuarie, tarot 2022, Taur, ianuarie, tarot 2022, Gemeni și așa mai departe. Deci alea sunt capitolele, dați dublu click pe ele și mergeți direct la zodiile pe care vreți voi să le vizionați, dragilor. Și hai să începem cu dragii mei berbeci, m a spus eu că e un nou format, nu știu dacă o să vă placă, eu încerc așa, am simțit să fac de data asta, că oricum nu am prea multă energie. Când mă gândesc că merg și toată noaptea cu trei, nu vreo șapte ore, o, și apoi iar întors, sper să ajung miercuri seara acasă. Să mai filmez pentru săptămâna viitoare, că. Sunt fie de filmat. Dragi berbeci, situația regele de bâte, ce anume se întâmplă. Rezultatul final energia generală diavolul bun. Dragi berbeci, o zi în care uh, aveți așa niște. Porniri niște tentații. Absolut, ieșite din comun. Unii și posibil chiar să încercați să negociați, să încercați să convingeți pe cineva de un anumit aspect, să aveți o negociere. Nu neapărat negociere de afaceri, cum toată lumea face afaceri. E vorba de o negociere cu o persoană anume, într-o situație destul de zdruncinătoare Parcă auziți aici de o răsturnare, de o situație, de o dărmare destul de puternică. Ceva care s-a dărmat și parcă încercați voi să clarificați aici. Regina de Spade iarăși vorbește de o persoană foarte rece, foarte detașată. E o persoană care are niște norme foarte bine stabilite. Și da, de asemenea, pentru unii poate avea legătură și cu ideea aceasta de. Um, instituție, persoană cu uniformă, eu știu, o persoană care este mai rigidă și care poate avea legătură cu toată această poveste. Ce anume se întâmplă cavalerul de bâte, dragi berbeci? Cavalerul de bâte aici poate să însemne și un moment în care parcă aveți un curaj fantastic să spuneți lucrurilor pe nume, să vă aruncați cu capul înainte. Hai să vedem regele de bâte și s-a întors cartea familiei. Poate e ceva care vizează zona familiei sau ceva care are legătură cu persoane din familie de la voi și e ca și cum aici, vai, deci a sărit patru de spade exact lângă acest cavaler de, de bâte. Îmi parcă e un moment în care aveți așa un curaj aparte, parcă vreți ori să mergeți undeva, ori să vă luați concediu, ori să vă relaxați, ori să aflați niște vești benefice. E ca și cum voi sunteți cei care luați atitudine, voi sunteți cei care sunteți așa puși pe gânduri. Da, parcă vreți să vă și distrați sau vreți să vă și aruncați cu capul înainte într-o anumită situație. Și poate se cere dragi brevești să apelați la o experiență de viață pe care o aveți. Poate se cere, eu știu, să cereți și sfatul unei persoane mai în vârstă. Poate e ceva care vă pune pe gânduri, care vă dă și curaj, vă dă și putere. Ceva care vizează o persoană care este mai pusnică din fire, așa, mai izolată, o persoană. Care ține foarte mult la tot ce înseamnă zona aceasta de spiritualitate, de credință. E o persoană care cumva vede lucrurile altfel, stă în spate, acționează altfel, percepe viața altfel. Și posibil să fiți ușor stresați din acest punct de vedere. E o persoană care vine de la drum sau care face drum, asupra care are de făcut drumuri pentru alții dintre voi. Rezultatul final 9 de spade. nu de spade aici văd că sunteți și ușor stresați în ziua de joi. Poate e vorba de niște frici pe care le aveți voi, de niște lucruri mai puțin plăcute. Poate nu nimic fizic rău, doar că sunteți voi stresați. Aveți aici tot felul de gânduri în minte, cum s-ar spune. Ceva care vizează niște drumuri, o mutare, o schimbare pentru unii bărbeci și e ceva, trei cărți, trei cărți, trei cărți. Și exact, ceva care vizează o persoană care poate și-a ținut aici, uh, parcă cineva care ține aici morții și neapărat de ceva. E o persoană foarte rigidă, foarte, foarte rigidă, cu care nu prea aveți cu cine să vă înțelegeți și posibil din acest motiv să fiți ușor stresați. Pentru că e ceva care vizează un drum, o schimbare, o mutare și atunci trebuie să fiți deschiși din acest punct de vedere, ceva care poate viza, eu știu, o instituție sau ceva care părea stabil și acum vedeți că uh, se zdruncină și da, poate avea legătură și cu o discuție în uh, în contradictoriu, na, care se lasă toată această poveste. Dragii mei tauri, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de joi. Situația doi de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală nouă de cupe. Dragi tauri, aici aveți aici o împlinire pentru inima voastră, ceva vă bucură mult, stați acolo, liniștiți, așezați, aveți parte de bucurie în spatele vostru. Ceva ce ați agonisit, o veste bună care vine și care vă face ori să încercați să vă împărțiți echitabil și în stânga și în dreapta, ori e un moment în care. Trebuie să fiți foarte, foarte precauți aici, pentru că trebuie să fiți cu ochii în patru. Atunci când vine vorba și de zona personală și de zona profesională, nu știu. Parcă e un moment aici în care uh, jonglați voi între două situații, două relații sau această împlinire care se petrece. Pe de o parte e bună, pe de altă parte nu e bună, uh, parcă e un moment în care trebuie să găsiți voi un echilibru într-o ceartă, trebuie să împăcați niște persoane. Niște prieteni, parcă trebuie să vă împărțiți între mai multe locuri și atunci nu prea nu prea sunteți voi binevoitori, cum s-ar spune, nu prea vreți să faceți ceva de genul acesta și poate avea legătură cu ceva care vizează zona persoanelor mai tinere sau zona distracțiilor, activități noi pe care le faceți, dar și o problemă medicală a cuiva. Pentru unii tauri. Ceva care vizează, eu știu și zona medicală, sau zona aceasta de vindecare. Ce anume se întâmplă Steaua? Văd aici și parcă trebuie să vă împărțiți între două lucruri. Ceva ce vă place, ceva ce vă agită. Steaua se întâmplă, Steaua văd aici o speranță mare pe care o aveți și o zi în care dați dovadă de o autenticitate absolut fantastică. O zi în care speranța voastră începe să capete din ce în ce mai mult din ce în ce mai mult contur fizic, dragi tauri, ca să spun așa. Acum, unii e posibil să aveți de-a face cu o activitate total nouă, ceva care vizează zona tehnologiei, ceva care vizează poate chiar știu eu zona aceasta internetului sau lumea în care trăim noi. Poate chiar voi deveniți mai cunoscuți, deveniți mai greu de accesat, pentru că ostea este foarte îndepărtată. Văd că această împlinire totuși are legătură și cu o inovație, cu o schimbare pe care voi ați făcut-o în viață sau pe care vreți să o faceți. Și de asemenea, dragi tauri, văd că e un moment în care parcă e și căpătați sau ori e ceva care vizează munca voastră, ori pentru alți tauri, poate chiar e un moment aici în care începeți în sfârșit să simțiți gustul aprecierii dintr-un anumit punct de vedere. Preciere la locul de muncă, undeva anume unitauri, e ca și cum stați așa pe gânduri, stați, meditați, analizați, poate chiar vă și odihniți puțin și e ca și cum vă bucurați și vreți să sărbătoriți foarte mult această reușită pe care o aveți sau pe care ați avut-o. E vorba de o reușită, de un eveniment frumos, un eveniment special. Poate chiar o întâlnire în care faceți lucruri noi împreună cu un bărbat, un bărbat foarte așezat, foarte sigur pe el un bărbat cu care văd că vă înțelegeți bine, e cineva cu care vă revedeți și ca și cum ați sărbători. Acum neapărat poate fi vorba că stați de vorbă la o cafea, vă întâlniți sau reușiți să convingeți pe cineva, iarăși alți tauri, să facă ceva anume. Rezultatul final, valetul de bâte și posibil aici unde aveați voi de luptat cu valetul, cu persoanele astea agitate, Posibil chiar unii tauri să acționați într-un mod diferit în această zi de joi, să faceți lucruri aparte, lucruri care sunt poate mai tinerești sau poate să aveți de-a face cu persoane mai tinere, ca să spun așa. Dar, dragi tauri, e bine să aveți grijă la tot felul de manipulări, la tot felul de lucruri. Acum e bine să aveți grijă pe zona exceselor, excese de pasiune, excese care pot avea legătură cu așteptare și e ceva care nu vă place. Ați vor voi să faceți ceva sau vreți să faceți ceva, dar aici sunt niște lucruri toxice la care trebuie să aveți grijă. Ca și cum v-ați făcut tot felul de iluzii sau nu ați luat în considerare toate, toate necunoscutele, cum s-ar spune. Și da, poate avea legătură cu așteptare în care sunteți puși și o așteptare care nu prea vă place, vă, nu prea vă convine. Poate ceva, eu știu ce ați făcut prin trecut pentru alți tauri, posibil și acest aspect. Și poate viza zona autorităților sau o persoană cu autoritate. Dar pe total să știți că e o zi bună pentru voi, dragi tauri. nouăle astea de cupe chiar vă spune de o împlinire foarte mare de care aveți parte. E o împlinire extrem de frumoasă, o împlinire care. Um, Pur și simplu vă dă foarte multă speranță, aveți o singură arcană majoră, steaua, da, vorbim de cărțile acestea principale și atunci. Să știți că e un moment în care e bine să vă urmați visul, e un moment în care e bine să ți departe, pentru că. Na, poate să, poate să fie ceva care vizează vizibilitatea voastră publică, ceva care vizează o înălțime mai mare pe care reușiți să o atingeți. Repet, mercur începe retrogradarea, dar asta e în staționare de pe 14 e în retrogradare, așa că e bine să să aveți grijă da, din acest punct de vedere. Mai ales pe tot ce înseamnă contracte asocieri parteneriate comunicare. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce urmează. sărit o carte. În ziua de joi. Mercur al vostru se pregătește de retrogradare joi, să știți. E bine să fiți atenți. Ce anume se întâmplă? Rezultatul final, energia generală de Marea Preoteasă. Bun, dragi gemeni, în primul rând e o zi a cunoașterii, e o zi a secretelor, o zi a cunoașterii înalte pentru voi. Poate chiar un moment în care vă opriți în loc sau e un moment în care Parcă vă dați seama cât de importantă este intuiția voastră, cât de importantă este o cunoaștere pe care o aveți și poate chiar discutăm de o revedere sau faptul că reluați legătura cu o persoană mai intuitivă sau o persoană mai misterioasă, o persoană cu o influență mare asupra voastră, ca o mare preuteasă, totuși e cineva care cunoaște lucrurile la un alt nivel, dar e o persoană că ea nu prea îi place așa să iasă în față. Acum poate să fie vorba de voi și anume că stați, analizați, studiați, lucrați la ceva, vreți să vă împărțiți iarăși între două direcții, trebuie să luați dintr-o parte să puneți în cealaltă, tocmai pentru a echilibra o situație. Și e ceva care vizează zona vindecării la voi, poate chiar ceva care are legătură cu o instituție medicală, de vindecare, o creativitate de-a voastră, iarăși foarte, foarte intensă aici aspectată. Și parcă e un moment în care cineva renunță la ceva anume sau aflați de un final, sau faptul că cineva a renunțat la o șansă și a acționat într-un mod diferit. Dar, repet, ori e vorba de această persoană, o persoană mai dulce, mai blândă, mai iubitoare, o persoană care este mai singuratică din fire, o persoană foarte înțelegătoare. Și văd aici un final de care aflați, da? Ia încercați voi să ascultați și partea de început, dragi gemeni, că acolo vorbesc foarte, foarte, foarte interesant despre moartea care este cartea pentru ziua de joi, pentru ziua de 13. Și ca și cum aflați de o transformare, de un final, de o perioadă destul de aglomerată a cuiva sau se termină o perioadă aglomerată. Ce anume se întâmplă regina de monede, văd aici niște bani pe care îi primiți sau e o zi în care vă mai răsfățați, dragi gemeni, E ca și cum sunteți foarte prinși aici, sunteți foarte puși pe treabă, vreți să spuneți lucrurilor pe nume. E o zi în care, iarăși, pe zona locului de muncă, posibil să aflați tot felul de informații prețioase sau să vă vină niște bani. Da, poate avea legătură și cu o clarificare de situație care apare pe zona locului de muncă sau o discuție pe care o aveți. E o discuție care vizează, mai ales dacă sunteți femeie, e vorba de o discuție sau de o părere pe care o cereți la o persoană care cunoaște lucrurile la un nivel înalt și poate avea legătură, dragi gemeni, cu o veste bună pe care o primiți, e o veste pentru inima voastră, ceva care vă bucură, ceva care vă dă putere, vă dă curaj, ca să spun așa. Și, de asemenea, poate avea legătură aici și cu o decizie pe care trebuie să o luați. Acum e o decizie uh, între minte și rațiune, nu raciune, că e același lucru între minte și planul acesta fizic. Deci parcă e o parcă e o întâlnire, e o discuție și trebuie să iau o decizie. Și parcă aici e vorba de acest echilibru, de această revedere, da? e ca și cum cineva trebuie să mai lase de la el și voi trebuie să lăsați de la voi și cealaltă persoană trebuie să lase de la ea, tocmai ca să ajungeți într-un punct de echilibru, pentru că îndrăgostiții, repet, este arcana majoră pentru anul 2022, este cartea voastră în tarot și atunci e un moment în care trebuie să ne găsim echilibru, nu trebuie să ne lăsăm tentați doar de o anumită direcție, ca să spun așa. Rezultatul final moartea văd aici, deci un final care se petrece pentru voi. Puneți capăt la ceva la o relație la o situație aflați, poate chiar în moment în care vă treziți că sunteți, nu știu într-o trezire spirituală, e un final care vizează zona casei. Un grup de oameni, zona locului de muncă și e ceva care vizează un blocaj care are legătură cu o femeie. o femeie care este blocată undeva sau uh, pur și simplu se încheie ceva, se încheie o situație de blocaj. Acum, dragi gemeni, încercați aici să nu vă iluzionați foarte tare referitor la această situație cu finalul, pentru că um, e un moment așa mai, uh, mai aparte, e ca și cum ceva se termină de la sine, iarăși, iarăși, arcana majoră, moarte. Deci ceva pentru voi se termină începând cu ziua de joi terminați ceva cu niște acte, terminați un proiect, terminați o relație, se încheie ceva într-un mod natural, reușiți să finalizați ceva. Pentru alți gemeni e posibil să aflați de un final mai ascuns, la o vreme de seară sau într-o zonă mai altfel. Bun, dragilor, acum v-am spus, spus aveți câteva arcane majore, aveți moartea care e de două ori, deci ascultați clar partea de început, că este important ce spun acolo. Poate e o zi în care în sfârșit se clarifică lucrurile și la voi dintr-un anumit punct de vedere și e ca și cum reușiți să ieșiți dintr-un blocaj. Puteți să mai reuneți în el în blocaj dacă vă faceți prea multe iluzii. Dacă vă ascultați intuiția, lucrurile funcționează mult mai bine decât, decât vă așteptați voi. Și asta este foarte, foarte interesant, ca să spun așa. Bun. Dragi răcușori, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de joi. Situația 8 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, valetul de cupe. Bun. Dragi răcușori, în primul rând să știți că pentru voi este o zi de joi în care primiți tot felul de. Cuvinte de laudă la adresa unei munci pe care îți depus-o e ca și cum ceilalți sunt foarte recunoscători cu ceea ce faceți voi. Poate chiar aveți de a face cu zona copiilor, adică lucrați mai mult cu copii sau ă, aveți de lucru la ceva care este foarte nou pentru voi, ceva care vă place în egală măsură, de ce nu, dragi răcușori? Dar este o zi a detaliilor pentru voi, parcă e o zi în care puneți așa mult suflet în ceea ce faceți, într-o situație care văd că va aduce aici o reușită. E ceva de care vor mai ști și ceilalți, o victorie plăcută și ceva care presupune inovație, e ceva nou poate pentru voi, ceva văd că asupra căruia sunteți atenți, e ceva ce v-ați dorit, poate ceva care vizează zona locului de muncă, ceva care vizează o construcție, dar și ceva simbolic pentru anul 2022 pentru voi. Ce anume se întâmplă turnul, văd aici. Turnul reprezintă o surpriză total neașteptată, niște planuri care se duc, o situație total neașteptată care apare și care vă duce într-o zonă de noutate. Acum cu steaua aici să știți că e ca un vis devenit realitate și e un moment în care trebuie să renunțați și la anumite lucruri. Poate puneți, vreți să construiți ceva, eu știu, pentru unii raci, că turnul poate să mai însemne și asta, dar aici atare tinde, o să cred că e vorba de un final de care auziți. Un final dintr-un drum scurt da, e o răsturnare de situație care vizează ori niște planuri pe un termen mai scurt care se dau peste cap ori ceva surprinzător aflați de ori zdruncinătură de o răsturnare de situație undeva într-o distanță mică față de voi și poate avea legătură cu o persoană cu o femeie care are un copil sau cu o femeie care. Are un proiect în desfășurare, poate o persoană mai în vârstă sau o persoană. Uh, mai pusnică din fire ca să spun așa. Și e ca și cum e ca un blocaj, e ca și cum vă schimbă total mintea, e ca și cum rămâneți blocat și nu vă vine să credeți și din acest moment vă schimbați foarte mult percepția asupra acestei persoane, asupra lucrurilor în general, mai ales pentru unii rași posibil chiar să fie ceva total neașteptat, total surprinzător, care vizează zona locului de muncă sau care vizează știu eu, o persoană mai așezată, o persoană mai sigură pe ea, o persoană pe care vă puteți baza. Rezultatul final, diavolul, văd da aici, bun, tot felul de frici care este la suprafață în această zi de joi și pe care e bine să le țineți un frâu. Uh, un moment în care ori conștientizați voi toxicitatea dintr-o relație, ori un moment în care nu puteți să renunțați la cineva, la ceva, aveți impresia că sunteți acolo legați de mâini și de picioare. Când în realitate puteți să vă desprindeți oricând, dragi răcușori. Iar și aveți grijă la manipulările care ar putea să apară în jurul vostru. Unii raci posibil chiar să spuneți ceva de genul am spus eu că așa o să fie sau am intuit eu sau posibil chiar să încercați să țineți foarte mult cu dinții de ceva care vă oferă împlinire Ori de o nouă metodă de a face bani, ori de ideea aceasta de a studia Pentru alți raci poate avea legătură cu elemente de noutate care apar legate de planul acesta fizic, un lucru nou, o mâncare nouă, nu știu ceva nou care apare în jurul vostru și poate avea legătură cu o întâlnire E ca da, și cum afară e leopardul și e, înăuntru, da, te că afară e furtună, dar voi aici stați la că stați cu cineva, văd o întâlnire și faptul că sau e faptul că luați legătura cu cineva pentru alții rași, dar parcă e ceva toxic aici la mijloc, deci mare atenție, poate să fie vorba de o zi în care vi se aprind călcâile după cineva. Acum stați ușor, liniștiți, repet Mercur Retro, mă rog, intra retrogradare se pregătește să intre, de fapt, joi. Venus în retrogradare, Venus, planeta iubirii. Așa că trebuie să avem mare grijă în această perioadă până pe 21 ianuarie cum anume jonglăm cu lucrurile. Dacă e vorba de ceva personal, dacă e vorba de o întâlnire, în general vorbind de o înțelegere pe care o faceți cu cineva, atunci dragi și un moment în care. Ă, Trebuie să încercați să nu vă lăsați tentați da? sau să nu vă lăsați manipulați, să vă prezinte cineva lucrurile așa sub o formă care să vă mulțumească din punct de vedere emoțional și să scăpați din vedere, știu eu, anumite lucruri mai, mai importante. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi ce urmează ziua de joi și aveți așa situația mare Preoteasă, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 10 de monede, dragii mei lei. Pentru voi să știți că este o zi în care parcă aflați niște secrete de familie, niște secrete dintr-un grup de oameni, secrete care vizează poate chiar o poziție mai înaltă pe care vreți să o căpătați la locul de muncă, pentru unii lei posibil și acest lucru. Marea preotează aici vă spune despre o cunoaștere înaltă la care aveți acces. Poate chiar e un moment în care e bine să fiți foarte deschiși, dragilor, pe tot ceea ce înseamnă. Spiritualitate pe tot ceea ce înseamnă bine și rău. E un moment aici în care unii posibil chiar să aveți de a face cu o astfel de persoană mai intuitivă, mai altfel, mai. Aparte ca să spun așa persoană care ține foarte mult la la voi. Da. Acum, pentru unii lei, poate fi vorba și de o așteptare aici, care nu prea vă convine. E ceva din trecut, sau niște secrete din trecut pe care le aflați, sau pe care le intuiți voi. Și poate e ceva legat de un personaj care poate a luat o. O decizie mult mai, mult mai radicală decât trebuia. Are legătură cu o răsturnare de situație, cu niște lucruri total neașteptate, care vin de undeva de la drum ei, care vin de undeva din. Uh, Dintr-o zona schimbărilor, ce anume se întâmplă cinci de bâte, văd aici niște discuții în contradictoriu pe care le aveți o luptă pe care o duceți cu cineva, o senzație de concurență pe care o aveți de gelozie sau poate să fie vorba de un moment în care aflați într-un grup de oameni că se petrec anumite evenimente. Și poate avea legătură cu o situație care este neclară, adică e ca și cum nici măcar nu se cunoaște exact cauza da, evenimentului nici măcar nu se știe de ce se ceartă lumea, dar se ceartă sau o discuție în contradictoriu care este undeva într-un într spațiu ascuns sau este ținut ascuns de ochii lumii. Poate chiar ceva care are loc, eu știu, la o vreme de seară pentru alții lei, posibil și acest aspect și care vizează o decizie radicală a cuiva sau o soluție, ca și cum voi spuneți o soluție, cealaltă persoană spune altă soluție și atunci trebuie să ajungeți într-un punct de lumină. Trebuie să vedeți, să găsiți un echilibru între soare și lună, cum s-ar spune, da? E bine să dați dovadă de comunicare voi și să luați o atitudine că în acest context trebuie să vă găsiți aliați, trebuie să vă găsiți lucruri care să vă susțină, dacă nu e vorba de aliați fizici, da? Și atunci, a, e un moment, mei în care aveți parte de o reușită aici, de o reușită, de o victorie frumoasă lucrurile se clarifică, dar e ca și cum voi sunteți cei care aveți ocazia să le clarificați. Rezultatul final, 8 de bâte. Vai ce frumos, era mai devreme 8 de bâte. Asta înseamnă că e o zi în care dați de vest în toată țara. O zi cu multă, multă comunicare, pe internet, la telefon, apare un succes iarăși pentru unii lei și e o zi în care aveți și o energie vitală, poate mai aparte, mai ieșită din comun și un curaj fantastic pe care îl văd aici, un curaj fantastic care vizează un nou drum pe care ați pornit sau pe care vreți să porniți, cum s-ar spune. Și parcă sunteți ușor temători, dar să știți că sunteți temători când vine vorba de confortul vostru, când vine vorba de stabilitatea voastră, poate din punct de vedere material, de abundența voastră, însă aceasta, dragilei, poate să vină în acest context încet, dar sigur. Deci confortul, starea de bine, siguranța în această relație, situație, ce este acolo, poate să vină aici încet, dar sigur, în această zi de joi. V-am spus, e o zi de vindecare, totuși e o zi frumoasă, e ziua lui Jupiter, marele benefic al Zodiacului, care momentan se află în pești. Da, o singură arcană majoră văd aici, Marea Preoteasă, dar nu v-a spus mie arcanele majore care vin la extensie, doar aici Marea Preoteasă și atunci e un moment, dragi în care trebuie să mai spuneți lucrurilor pe nume, e un moment în care trebuie să mai acționați, e un moment în care poate să cere să vă folosiți intuiția și să nu fiți rigiși. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de joi. S-a întors o carte, poate o și găsim, că este importantă cu siguranță din moment ce s-a întors, dar momentan nu o găsim. Situația 2 de băte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 6 de spate. Da. Unde e cartea întoarsă? Că trebuie să o găsim, dacă s-a întors e importantă, cum să nu se fi întors la loc, nu știu. Nu, nu, o găsim. nu, nu se mai vrea găsită. E un mister, E o zi în care apar misterele la orizont pentru fecioare, să știți, posibil și acest aspect că nimic nu e întâmplător. Bun, șase de spade, e o zi în care parcă așteptați pe cineva de la drum, de la o distanță mare pentru unii dintre voi. Pentru alții parcă e o zi în care vă faceți niște planuri pentru un viitor îndepărtat sau pentru o călătorie îndepărtată. E ca și cum aflați că trebuie să faceți un drum. Sau alții dintre voi primiți o veste care presupune o mișcare a unei situații, dar de undeva de la distanță, zona străinătății, zona internetului sau o zonă care este depărtată de voi. Și e ceva care vizează un proiect al vostru, ceva care vizează ceva în desfășurare. Poate aflați de drumul unei persoane undeva la înălțime sau într-o zonă mai îndepărtată de voi. Iar o zi în care parcă aruncați așa o privire spre viitor, spre Ceea ce vă doriți, doiul ăsta de bâte poate să mai însemne și faptul că unii dintre voi. Vă gândiți foarte intens la viitorul vostru, vă gândiți foarte intens, faceți iarăși vă, vă pregătiți de o călătorie îndepărtată de o mutare de o schimbare. Bun și e ceva dragi fecioare care are legătură cu. O persoană care studiază sau are legătură cu o persoană mai tânără, cu niște noutăți care apar sau cu o noutate de la locul de muncă, o nouă metodă de a face bani. Și e cu succes aici, deci aflați de un succes, dragi fecioare. E ceva care pur și simplu vă face ca să răsară soarele în viața voastră și vă dă o împlinire mare. Ce anume se întâmplă valetul de băte. o zi în care vă mai distrați, vă mai relaxați, vă dați aici tot felul de activități noi pe care le faceți, care vă oferă putere, care vă entuziasmează, care vă plac și de asemenea, dragi și fecioare, valetul ăsta de băte aici poate vă spună și că e un moment în care e bine să fiți deschiși la activități noi, la lucruri noi care apar. Poate chiar faceți tot felul de activități tinerești, așa cum v-am spus. Sau faceți tot felul de lucruri noi, da, da, da și e ceva ce tot ați așteptat aici sau așteptați de mult timp, așteptați ca ceva să se maturizeze, cineva să se maturizeze Ca să ieșiți odată dintr-un blocaj aici în care, în care vă simțiți voi, ceva care poate viza un trio sau ceva ce poate viza, eu știu Un moment în care sunt niște lupte de, de orgolii aici E un moment, dragi fecioare, în care dacă e vorba de vreo petrecere sau de vreo întâlnire cu o persoană dragă vouă și iar vă simțiți voi blocați aici și sacrificați, poate e cazul să mai și acționați, nu doar să așteptați. Că ocazia o aveți, adică spațiul necesar este, persoanele necesare sunt. Rezultatul final, regele de bâte. Văd aici, în final văd că e o zi în care reușiți să negociați ceva interesant sau pentru alții dintre voi poate să fie iarăși o zi în care aveți de-a face cu o persoană care face multă mișcare, o persoană foarte energică, o persoană care știe bine să negocieze, știe bine să-și urmărească propriul interes, sau poate chiar voi sunteți puși într-o situație în care trebuie să vă vedeți interesul, trebuie să vedeți ce se întâmplă acolo la voi. E vorba și de o decizie pe care trebuie să o luați, niște reguli pe care trebuie să le impuneți sau e vorba de cineva care impune niște reguli, care, eu știu, acționează dintr-un anumit punct de vedere. Și de asemenea discutăm de un moment în care văd aici simțiți că nu știu, ceva apasă pe umerii voștri, ceva care vizează o depărtare, ceva care vizează zona drumurilor și care are legătură cu o persoană foarte autoritară, foarte bătută în cap, cum s-ar spune, dar e o persoană care are multe lucruri pe cap. Poate fie vorba și de voi chiar dacă sunteți femei și anume să fie o zi în care aveți multe lucruri pe cap, și din acest punct de vedere e posibil să scăpați din vizor anumite elemente. Aici sfatul ar fi să încercați să vă concentrați foarte mult pe spirit, pe credință, pe etică, pe morală, da? tot ce înseamnă principii, iarăși pentru că v-ar ajuta extraordinar de, de, mult din acest punct de vedere. Da, dragi fecioare, trei cărți de bâte, ce da, să vă spun, eu zic cu Multă pasiune, cu mult entuziasm. Este o zi cu totul și cu totul specială pentru voi. O zi în care se cere să acționați. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în ziua de joi. situația 7 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, regina de băte. O zi cu foarte multă speranță, o zi în care parcă aveți impresia că totul e roz, totul e frumos, sunt multe șanse, sunt multe oportunități, sunt multe căi de rezolvare. Văd aici că aveți o persoană care pur și simplu vă suflă în aripi. E o femeie foarte Dulce e o femeie care știe ce vrea o femeie așezată, o femeie care vă, care a trecut printr-un final, da? sau o femeie care încheia ceva din punct de vedere material. Și-a luat concediu maternal, a încheiat cu un loc de muncă, ceva a terminat aici. Și atunci, dragi balanțe, e un moment în care cineva, așa cum a spus vă suflă în ari. parcă vă arată tot felul de șanse, spuneai că se poate că se poate și voi când vă uitați, spuneți a, ah, dar bun, stai că uite, am și șansa aia și pot să fac și aia, pot să fac și aia, la altă. E un moment în care poate se cere să fiți atenți, să nu încarcă să vă treziți că trebuie să dați mai mulți bani decât trebuie. Da? E bine să analizați lucrurile din două unghiuri de vedere, e bine să le cântăriți, da? nu uitați că a, joi da, are ca și energie generală justiția, care este cartea voastră în tarot, deci se cere de la noi să cântărim lucrurile, să fim echitabili, să găsim soluții cât se poate de rezonabile, fără luptă, fără alte nebunii. Poate chiar e un moment aici în care pe de o parte e bine, pe de altă parte nu e bine. E un moment în care trebuie să găsiți voi o soluție. Printr-o modalitate, iar Regina de bâte și cu valetul de bâte. Printr-o modalitate mai tinerească, dragi balanțe, mai inovativă, mai altfel, mai cu patos, mai cu speranță aici mai altfel poate avea legătură cu o femeie care este cam ca o pisicuță, e o femeie mai pisicoasă, poate ușor roșcată, șaten, o persoană foarte plină de viață, care este sufletul petrecerii, care este sufletul vostru și văd aici o activitate nouă pe care o faceți împreună cu această persoană, o nouă etapă care apare într-o relație sau pentru alții poate să fie vorba de Um, o activitate nouă pe care vreți voi să o faci, să acționați într-un mod diferit. Ce anume se întâmplă? Îndrăgostiți, wow, dragi Balanțe, multă pasiune în ziua de joi, multă, multă pasiune. Îndrăgostiții vorbește și despre faptul că cineva trebuie să ia o decizie aici, între minte și inimă, dar parcă sunteți foarte tentați să mergeți pe o anumită direcție. Acum, dragi Balanțe, serios vorbind, Venus retrogradă planeta voastră, planeta iubirii, a bunului gust, a banilor. Retrogradă se pregătește și mercur mare atenție pe ce ispit apar pe la orizont, pentru că nu sunt de voie, adică vă pot duce în, într-o zonă mai puțin plăcută. Poate e ceva care vizează știu eu. Parcă spuneți ceva genul doamne, dar gata, sunt atât de prins sau sunt atât de prins să vreau să fac aia, aia și cu aia, încât parcă nu vă mai interesează nici bani, nici nimic. 5 de monede înseamnă sărăcie sau înseamnă boală, în acest context înseamnă ceva care se stabilește cu acte, dar ceva care nu vă poate ajuta pe voi foarte mult din punct de vedere financiar. Și atunci, dragi balanțe, e un moment în care trebuie să aveți grijă la această decizie, pentru că e bine să fiți cât se poate de cumpătați, e bine să faceți, să mai temporizați lucrurile, adică să mai așteptați până să luați decizia. Ori pentru alții poate să fie vorba de un moment în care aflați de schimbarea, de mutarea cuiva, aflați de faptul că lucrurile or să se clarifice, dar cumva pe un termen mai lung sau o să mai dureze puțin. Rezultatul final 10 de monede. O zi în care iarăși casa voastră este foarte importantă și o persoană de la voi din familie sau de la voi din cercul de prieteni, o persoană familială vouă, de ce nu, deci o persoană apropiată, care ar putea să joace un rol important în toată această poveste. Parcă aveți și voi o siguranță de pe undeva, poate chiar aceste persoane sau această persoană vă poate ajuta să deblocați, da? dar nu de tot, să aveți parte de o primă victorie văd un drum pe care îl faceți spre o casă da? sau spre o persoană care este mai spirituală, spre o persoană care este cam ca un exemplu pentru voi de manifestare dintr-un anumit punct de vedere. E ca și cum începeți să vedeți lucrurile într-un mod așa mai sincer, mai altfel. Poate chiar cereți sfatul de la o persoană care este mai înțeleaptă decât voi dintr-un anumit punct de vedere. E ca și cum, iarăși, în ziua de joi, văd că faceți un drum, nu un drum așa obișnuit, ori spre o zonă rurală, dar nu mare, ori, spre, ori faceți tot felul de drumuri ca să rezolvați tot felul de lucruri, dar din astea auzoare, da? să cumpărați aia, să cumpărați aia altă, să o factură, știu eu. Dar e ceva care vă ajută să și finalizați, e ca și cum vă dați seama de maturitatea unei persoane, de deci cineva care se maturizează, cineva care vede lucrurile altfel, dragi balanțe. Bun, acum, n-am o singură arcană majoră, dragostiții, v-am spus, iau doar arcanele astea, dar cărțile mari, nu știu cât o să fac așa, așa am simțit să fac pentru joi, dacă vă place, lăsați acolo în comentarii, dacă nu, revenim la varianta veche, fără aceste extensii. Dragostiții aici, vă spune că e un eveniment important care o să se întâmple în, în, viața voastră în acest an și începând cu ziua de joi, lucrurile încep să prind așa contur, parcă aflați că se mai se mai găsește o soluție, parcă lucrurile se mai uh, temporizează și posibil chiar uh, să discutăm despre un moment mai uh, special pentru voi da? în această zi de joi. Dar în care, repet, e bine să aveți grijă pe tot ce înseamnă tentații, să fiți cât se poate de cumpătați și de echilibrați. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de joi, situația 10 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 7 de bute. Bun. Dragi scorpioni, o zi în care primiți o veste bună, o zi în care poate vă clasați într-o poziție înaltă, într-un grup de oameni, în zona familiei, în zona prietenilor și de aici apar că vedeți lucrurile așa la înălțime, spuneți, doamne, bun, stai că eu am mai avut victorie, eu merg să conduc, eu sunt în această poziție și atunci de aici, posibil să vedeți imaginea de ansamblu a situației, chiar să încercați să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă aparte și poate chiar să încercați să, să, stați stabili în poziția în care sunteți pentru că aveți, ați, ați, putea avea câștig de cauză. E un ideal aici, o bucurie pe care o aveți, pe care o împărtășiți cu familie, ca și cum le spuneți celorlalți, vorcați pe un scaun, hai toată lumea se așează, uitați ce, ce s-a întâmplat. Ceva care vizează o cunoaștere înaltă sau un grup mai mic de oameni. Și, de asemenea, e ceva care vizează uh, un drum sau o provocare pe care ați reușit să o treceți cu brio. Niște vești de la drum, poate o consfătuire a unor persoane că și cum vă întâlniți voi cu încă două persoane și stați acolo, vă sfătuiți, încercați să găsiți o soluție la ceva anume, ca să spun așa, ce anume se întâmplă 8 de cupe, dragi scorpioni. Aici văd că e o zi în care parcă renunțați la ceva, la niște activități sau la o situație. Vreți să lăsați ceva în urmă, ceva care nu vă mai împlinește, ceva care nu vă mai place. Optul ăsta de cupe vorbește de ideea aceasta de a pleca spre a vă găsi împlinirea. De a găsi elementul lipsă pentru unii scorpioni. Și poate avea legătură cu o mutare, poate avea legătură cu un drum pe care vreți să-l faceți către familie, către casa voastră, și vreți să lăsați ceva în urmă, ca să spun așa. De asemenea, dragi scorpioni. Văd că e ca și cum merge spre o celebrare, merge spre ceva frumos, merge spre ceva cu totul și cu totul aparte vouă, ca să spun așa. Rezultatul final, 2 de monede, dragilor. 200 de monede aici, iarăși, poate să vorbească de un moment în care... Cam trebuie să împăcați și capra și varză, adică trebuie să dați atenție și unei persoane și celelalte. E un moment în care parcă Trebuie să negociați cu cineva, trebuie să vedeți cum Transmiteți o veste, trebuie să vedeți cum împăcați o persoană Cum negociați Cum vă poziționați iarăși Și văd aici niște secrete pe care le știți sau poate E o zi în care parcă jonglați așa între ce vă spune intuiția între ce se întâmplă fizic Și poate ar fi cazul, dragi scorpio, aici să încercați să să echilibrați să stabilizați lucrurile acum pentru unii scorpioni, un moment în care parcă sunteți așa la înălțime, sunteți stabil, sunteți altfel. Împăratul iarăși poate să vorbească și de o persoană stabilă. O persoană mai autoritară. Poate chiar e vorba de voi că trebuie să luați friere în mâini să nu mai lăsați da aceste bâte să vă. Să vă doboare, poate e bine să lăsați responsabilitățile astea și pe umerii altora, da? poate e bine să împărțiți responsabilitățile cu cineva ca să pară mai ușor de dus, pentru că altfel acest 10 de bâte aici știți că poate, poate dobără. Acum, pentru unii scorpioni, să știți că poate să fie și un moment aici în care pare parcă aveți de interacționat cu un șef, cu o șefă sau cu o persoană foarte autoritară care are multe pe cap și pe care parcă încercați să l îmbunați, să o îmbunați un moment în care să știți că aveți șanse, dar poate se cere, dragi scorpioni, în această zi cel puțin să îmbinați foarte mult distracția cu munca, munca cu relaxarea și așa mai departe, pentru a reuși să faceți ca lucrurile să funcționeze într-o direcție favorabilă vouă. Dragi săgetători, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de joi situația 3 de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală 10 de spade. Bun. Aici văd că e ca și cum aflați de un final, dintr-un drum scurt, sau aflați de ceva care se încheie, dar cumva în viitorul apropiat, cum s-ar spune. Nu e ceva care se finalizează neapărat în momentul în care vizionați voi acest clip, ca să spun așa. Ceva în care voi ați crezut foarte mult sau ceva ce nu știu ceva în care credeți alții e ca și cum s-a terminat ceva sau se termină ceva și parcă aflați. Și trebuie să faceți un drum tot a sărit acest 5 de cupe e ceva care, pe de o parte, nu prea nu prea vă place vouă și o să aveți tendința aici, văd să vă uitați doar spre ceea ce-i o pierdere a cuiva sau pierderea unui lucru, pierderea ceva anume. Sfatul este să încercați să vedeți imaginea de ansamblu din jurul vostru, să priviți și elementele pe care le mai aveți la îndemână, pentru că văd aici faptul că sunteți într-o perioadă în care aveți parte de o reușită, de o victorie, de ceva frumos, și de asemenea, dragi săgetători, e adevărat e un moment în care este foarte mare aglomerare pe Casa Abundenței la voi, dar asta înseamnă că e și un moment în care poate se cere să faceți voi un drum, să faceți voi pasul să fiți cei care luați atitudine în ideea aceasta de a vindeca, de a repara o situație. Ce anume se întâmplă valetul de cupe. Un copil ar putea să aibă un rol foarte important în această zi de joi pentru unii. Pentru alții, dragilor, să știți că este un moment în care sunteți foarte pozitiv, foarte plin de viață, e un moment în care primiți tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere și în egală măsură le și oferiți, ca să spun așa poate, mă rog, pot avea legătură cu o persoană mai în vârstă sau cu o persoană mai experimentată. O persoană care are o experiență de viață mai mare într-un anumit sau într-un anumit domeniu. Ceva care vizează un profesor, un mentor. Și de asemenea văd aici că sunt niște cuvinte stabile care se spun, sunt niște lucruri destul de înrădăcinate, ca să spun așa, și pot avea legătură cu o femeie, e o femeie stabilă, e o femeie care știe ce vrea, e o femeie așezată, ca să spun așa. Mm. Sau poate avea legătură cu un proiect de al vostru. Poate fi mama. Poate chiar rolul vostru de mamă ar putea să avea un eu știu o importanță mai mare în ziua de joi. Rezultatul final, asul de bâte, dragi văd o nouă activitate pe care o faceți, o nouă idee care vă vine, un nou mod de a acționa, e ca și cum se aprinde aici o flacără în interiorul vostru, se aprinde o speranță mare pentru voi și de asemenea e ceva care vizează mulți bani, e ceva care vizează zona aceasta materială, ceva care, dragi săgetători, iarăși poate avea legătură o nouă modalitate de a face bani sau cu o speranță pentru starea voastră de confort, pentru împlinirea voastră, totuși văd niște bani care vin către voi, pe care îi dați, pe care îi primiți. De asemenea, e un moment în care poate e bine, nu știu, dacă ați fost dezamăgiți din punct de vedere material, posibil acum lucrurile să înceapă să se rezolve, ca să zic așa. Bun, dragi săgetători, acum na, nu aveți arcane majore, mă refer în cărțile acestea mari de aici, dar aveți două cărți de bute și asta înseamnă că e o zi în care trebuie să acționați, o zi în care trebuie să oferiți lucruri frumoase către univers, către ceilalți, apreciere, laudă, tot ce ține de stabilitate, tot ce ține de puritate. Și cu siguranță o să reușiți să clădiți ceva în urma acestui final. Nu i neapărat un final negativ, să știți, pentru cei mai mulți săgetători poate e ceva cu întârziere, cu întârziere mică sau eu știu ceva care presupune să vedeți lucrurile ușor mai diferit. Da, motanul se joacă cu o undiță din a lui cu are el treburile lui acum asta se aude. Nu sunt clopoței. Adică are un clopoțel de asta sau Ia să vi-l arăt. Și îl vedeți că e negru. Da, nu știu. Vedeți ceva, nu vedeți ceva? Mă rog. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce urmează. În ziua de joi. Situația, moartea, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, împăratul. Bun, dragii mei capricorni, în primul rând vreau să vă spun că este o este o zi în care aflați, și voi, de un final, o zi în care ceva se transformă. Cineva, nu știu, se termină o poziție de putere a cuiva, iese cineva la pensie. În sfârșit, finalizați ceva care presupune zona autorităților sau o persoană cu autoritate. Aflați, se impun niște reguli care pun niște schimbări destul de mari în viața voastră. E un final natural, dragi Capricorni, aici la voi. Și să știți că e ceva care, pe de altă parte, o să fie ușor de ușor, ușor, dureros pentru unii dintre voi. Nu o să vedeți lucrurile chiar cu ochi buni și poate e vorba de o decizie judecătorească sau o decizie care vizează zona birocratică. Un verdict pe care îl dă cineva, poate chiar voi sunteți cei care spuneți gata până aici. E o situație în care sunteți puși și în care trebuie să vă schimbați mentalitatea dragi capricorni, chiar dacă e de sacrificiu, chiar dacă momentan este mare aglomerare acolo la voi, dar se cere să. Să acționați cum s-ar spune. Ce anume se întâmplă asul de băte, dragii mei capricorni asul de bâte vorbește de o nouă activitate, de un nou mod de acționat, de a face lucrurile altfel, poate chiar o nouă idee care vă vine sau ceva nou ce vi se propune. Vă vine vă o idee, e ceva acolo care apare și care vă dă multă speranță. Acum asta se poate realiza, dar trebuie să alimentați ceea ce vă doriți voi. Poate chiar, dragi capricorni, e ceva care vizează, ca să spun așa, ceva care vizează zona aceasta materială, ceva care vizează o, parcă o revedere într-un grup de oameni sau ceva legat de zona familiei pentru unii capricorni, dar și de un nou început. E ca și cum celebrați această noutate ori la locul de muncă. Dar v-am spus, pentru unii, nu știu, parcă iese, parcă cineva termină cu o muncă, cu un proiect, cu ceva. Deci, în urma acestor decizii care se iau, vă văd tot, totuși aici cu petrecere. Iarăși, dacă mergeți cumva la ziua, apropo, da, poate e ziua voastră la mulți ani, dacă e așa, dacă faceți pregătiri în acest sens, mulți ani frumoși. Aici aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă, văd aici multă pasiune, multă poftă de viață și asta e bine. Rezultatul final, 10 de cupe, dragi capricorni, un ideal de-al vostru, deci o veste bună care apare. E ca și cum vă simțiți mai siguri, sunteți mai stabil pe voi, sunteți mai. Uh, altfel, din punct de vedere. E și emoțional, poate da uh, și de asemenea, dragi capricorni, e ceva care vizează o un proiect al vostru sau poate chiar mama ar putea să aibă un rol important sau o femeie care joacă rolul de mamă. Vă văd aici foarte împliniți, foarte siguri pe voi și de asemenea, dragi capricorni, e ceva ce are legătură cu un, cu un contract, cu o asociere, cu o înțelegere, cu o întâlnire pe care o aveți și în care văd că sunteți foarte confortabil sau încercați să vă găsiți o stare de confort pentru alți capricorni, știu eu, da și e ceva care vizează, nu știu, a lucra cu mâinile. Sau e cineva care vă pune așa la dispoziție tot ce vă trebuie, dar poate chiar un moment dragi capricorni în care trebuie să învățați să mânuiți lucrurile altfel în familie sau într-o relație anume într-un mod mai inovativ, mai libertin, mai autentic, mai degajat. Să nu vă mai atașați de lucruri materiale ca să spun așa. Bun, dragi Capricorn! Două arcane majore, împăratul și cu moartea, dar v-am spus eu doar arcanele, doar cărțile astea mari în considerare. Acum, clar, trebuie să ascultați partea de început, pentru că este foarte important ce spun acolo. E o zi în care se iau decizii destul de interesante pentru toată lumea, nu numai pentru voi și atunci e o zi mai intensă din acest punct de vedere, mai special. Ascultați partea de început și o să, și o să înțelegeți la ce mă refer dragii mei vărsători. A sărit o carte. Prima carte a sărit deja. Hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în ziua de joi. Ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, moartea. Bun. Dragi vărsători, în primul rând, de moartea este energia generală pentru ziua de joi. O zi în care lucrurile se termină, o zi în care aflăm de un final, o zi în care lucrurile încep să se transforme foarte, foarte mult. Ia să vedem situația. Situația este valetul de monede. Ceva care vizează un nou loc de muncă, noi activități care apar la locul de muncă, noi activități pe care voi le faceți, lucruri fizice asupra cărora vă îndreptați mult mai mult atenția, poate vreți să învățați ceva nou sau aflați de un final care vizează un copil sau o persoană mai tânără, ca să spun așa. E ca și cum parcă vă crește speranța, vă crește inima. Unii e posibil să interacționați de asemenea cu o femeie care este foarte pozitivă, foarte plină de viață, foarte activă, e cam ca o pisicuță, face sport. E o persoană foarte ageră aici, cu care nu știu, ori terminați ceva, ori aflați de o decizie radicală a cuiva de a renunța la ceva, dar are legătură cu niște reguli sau ceva ce s-a impus undeva la nivel înalt, adică peste puterea acestei persoane, cum s-ar spune, și ceva ce vizează zona locului de muncă, ceva ce vizează ceva la care trebuie să bată cu ciocanul încet și sigur. Ce anume se întâmplă regiunea de monede, dragi vărsători? Regiunea de monede aici vorbește despre o femeie care este foarte stabilă. Vorbește despre o stabilitate mare din punct de vedere financiar, Poate chiar o veste bună care apare în acest sens, dar pentru alți vărsători, chiar e o zi în care ori primiți niște bani, um, ori intrați în contact cu o persoană, cu șefa sau cu o persoană care stă bine financiar, de asemenea o persoană care îi place mult ideea aceasta de lux, de a se simți bine, ca să zic așa. Poate cineva din familie pentru unii vărsători și ca și cum auziți de o discuție din acest punct de vedere, și ceva care vizează de asemenea, dragilor, o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă. E ca și cum aflați de o veste bună care are legătură cu locul de muncă a cuiva sau cu locul vostru de muncă. De o persoană Așa, care are tendința să se arunce cu capul înainte, să întrețină atmosfera, să nu gândească lucrurile prea mult, iarăși, pentru alți vârstători. Și văd că apare o noutate plăcută pentru voi, ceva care vă stabilizează, ceva care vă ajută. E o bucurie mare aici pe care o aveți, posibil de la o persoană mai tânără sau o persoană mai matură, din punct de vedere. Um, a activităților. Rezultatul final, regele de uh, cavalerul de monede. Cavalerul de monede aici vorbește despre o persoană de la drum sau despre un drum pe care îl faceți în această zi sau o veste pe care o primiți de la drum și care are legătură cu un final. Are legătură cu ceva stabil, ceva ce funcționează încet și sigur. Sau cu o persoană serioasă, cu ceva serios ce vi se propune. Și este ceva foarte inovativ, dragi vărsători, ceva ce vă place vouă. Veți așa o stea călăuzitoare în minte, aveți o dorință foarte mare, o speranță foarte mare. Dar e bine, dragi vărsători, să aveți grijă și pe zona aceasta a dependențelor, ca să spun așa. Aveți grijă la niște manipulări care se fac într-un grup și niște învârteli. Dacă aveți. eu știu ceva de negociat sau ceva de vorbit într-un grup de oameni da, mai mic sau persoane dragi vouă, atunci aveți grijă că aici sunt niște manipulări, sunt niște lucruri mai puțin plăcute, dragi vărsători, și așa trebuie să aveți grijă da, din acest punct de vedere. Bun, dragilor, o singură arcană majoră la baza pachetului, v-am spus eu doar arcanele de aici, da, astea mari, și asta înseamnă că este o zi cu schimbări pentru voi, începând cu această zi, lucrurile încep să meargă pe un alt și încep să se transforme, ușor, ușor, chiar dacă aparent sunt doar întâmplări banale din viața voastră de zi cu zi, dar uh, e un moment în care e bine să lăsați lucrurile de la sine, pentru că ceva o să se termine într-un mod natural și poate e bine să ascultați și voi partea de început, că este foarte, foarte important ce spun acolo. Dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi ce urmează în ziua de joi. Situația, regina de bâte, ce anume se întâmplă, rezultatul final, energia generală, 8 de spade, dragii mei pești. Uh, pentru voi să știți că este o zi în care sunteți aici, prinsi într-o situație, poate chiar e vorba de o senzație așa ca de închisoare. Poate e un blocaj de comunicare între voi și o persoană de sex opus. Ceva care vizează, știu eu, uh, iarăși, persoane care. Vă sunt alături persoane care vă susțin regina de bâte vorbește despre o persoană care vă suflă în aripi, care vă ajută e o femeie foarte pozitivă, foarte plină de viață. Acum, pentru unii pești, posibil voi să fiți cei care sunteți aici mai pozitiv, mai așezați persoane care știți ce vreți, persoane care nu știu vă asumați ceva anume. Și poate avea legătură dragi peștișori cu o persoană mai tânără cu o persoană cu care voi rezonați foarte, foarte bine o persoană ca un suflet pereche, adică o persoană cu care vă înțelegeți bine. Poate chiar discutăm de un moment în care voi trebuie să calmați pe cineva sau cineva încearcă să vă calmeze aici pe voi na? din acest blocaj în care sunteți. Și totuși văd că e ca și cum puneți de o petrecanie, puneți de o întâlnire, puneți de ceva interesant, ceva care vizează un bărbat foarte dulce, iubitor, un bărbat așezat, un bărbat care știe ce vrea. Sau poate avea legătură cu zona aceasta medicală, zona vindecării, zona spiritualității. Ce anume se întâmplă asul de bâte, dragii mei pești. Asul de bâte aici vorbește despre o noutate care apare. E o noutate foarte pozitivă pentru voi, foarte bună. Asul de bâte, iarăși aici, poate să vorbească de un context în care faceți lucrurile într-o manieră diferită, vă vine o idee. Acum eu o zi cu finaluri, e adevărat, și atunci în egală măsură și vouă vă vine o idee și la voi lucrurile sunt altfel. Da, în prima instanță, posibil să nu acceptați această noutate, că e ca și cum vă uitați pe niște lucruri vechi, spre niște lucruri pe care deja le aveți. E bine să fiți deschiși, pentru că oricum e o zi în care lucrurile se termină în viața fiecăruia dintre noi. E adevărat, sunteți voi tentați să mergeți într-o anumită direcție, să faceți voi ceva anume, da? nu comunicați, încercați să exteriorizați lucrurile, încercați să spuneți ceea ce vă doriți, ceea ce vreți să faceți. E ceva care vizează un drum scurt sau ceva care vizează o persoană de la o distanță mică sau niște planuri pe care vi le faceți pentru un drum, pentru, pentru un drum scurt sau pentru un viitorul apropiat. Însă, dragii mei peștișori, să știți că lucrurile încep să se miște destul de serios, orică vreți, orică nu vreți, începând cu ziua aceasta de joi. Apropo, joi e ziua lui Jupiter, tăticul vostru și să știți că e o zi în care cam ce gândiți, cam mai se întâmplă, așa că aveți grijă ce, ce rotițe se învârt acolo în, mint, în mintea voastră, pentru că aveți șanse să materializați mult mai rapid. Rezultatul final, luna, luna, o arcană majoră, prima de la voi din citire, și care vă spune că e o zi de, de joi în care trebuie să aveți grijă și la iluzii, iarăși, de pești, pentru că luna vine la pachet și cu iluzii și cu lucruri ascunse, lucruri care nu ne sunt spuse, iarăși, pentru alții dintre noi. Deci e un moment mai, mai aparte. Totuși e o victorie pe care ori o țineți voi ascuns, ori e ca și cum visați aici cu ochii deschiși la această victorie. Ceva care se poate întâmpla la o vreme de seară și care să vă bucure foarte, foarte mult. Poate avea legătură și cu o decizie radicală a cuiva de a lăsa ceva în urmă, ceva în care s-a investit mult. E ca și cum aflați că ceva în sfârșit o să fie bine, dar momentan e ascuns sau trebuie să țineți voi ascuns. Și poate avea legătură cu zona locului de muncă sau cu o femeie foarte intuitivă cu care puneți voi ceva la cale în această zi. Poate e șefa, poate e cineva foarte important pentru voi, poate să fie șefa sau o persoană foarte importantă pentru unii pești care vă ajută și cu care parcă puneți aici țara la cale. Sau intuiți voi anumite lucruri care sunt sunt mai ascunse, dar, per total, să știți că e o zi bună, o zi în care aveți ocazia să ieșiți din acest blocaj în care vă aflați. Poate e momentul să lăsați și voi anumite lucruri să se ducă, să vă lăsați deschiși către lucruri noi către lucruri plăcute. Și să vă bucurați de ceea ce vine, pentru că e un moment aparte de dragi peștișori. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți o zi de joi binecuvântată și să ne revedem cu bine și data viitoare.